îmi voi împărți timpul în două. Am să vă invit la un exercițiu de imaginație, în prima parte, undeva într-o celulă, într-unul din orașele mari ale Imperiului. Posibil Roma, dar destul de puțin probabil. Mai degrabă undeva la unul din centrele mari ale Imperiului care se găseau în Asia Mică, poate un Efes, poate altundeva. Dar oricum suntem într-o închisoare și în această închisoare este Apostolul Pavel. Apostolul Pavel care își folosește timpul îngăduit de Dumnezeu scriind și trimițând epistole. Ai aștepta ceea ce poate noi așteptăm când ești la pensie? Și să spunem că ești Pavel și ești gata să ieși la pensie? Păi nu ai lucrat tu mai mult decât toți apostolii. Ai făcut-o. Și chiar dacă dai credit harului lui Dumnezeu, așa cum o face Pavel în nenumărate ori, este totuși cel care a lucrat cel mai mult decât toți. A scris mai mult decât toți, a plantat mai multe biserici decât toți, s-a ostenit mai mult decât toți. Deci, dacă ar fi să facem o ierarhie a pachetelor de pensie, cu siguranță Pavel ar fi undeva în palierul superior. Pavel! Ai aștepta undeva o căbăniță, o cabană, poate pe unul din malurile Mării Mediterane sau Adriaticii, undeva de unde să vadă răsăritul soarelui, eventual apusul soarelui, să se bucure de frumusețea creației lui Dumnezeu, cu siguranță un mic colț în care să aibă un espresso, în care să-și facă, să aibă cu siguranță cărțile lui, mai ales cele de piele, pe care să continue să studieze ceea ce a făcut o viață întreagă și să scrie memoriile așa cum Dumnezeu prin Duhul Sfânt le va aduce. Asta este genul de pensie pe care cred că ni l-am închipui pentru un om ca Pavel, pentru un lucrător ca Pavel. Ei, ce pensie îi pregătește Domnul acestui lucrător? O celulă de închisoare. Pun deoparte întrebarea dacă Domnul este drept sau nu. Asta, cu asta ne ocupăm altă dată. Momentan stăm în fața unei realități. Un om închis într-o celulă, nu pentru că ar fi fost făcător de rele, nu pentru ce ar fi făcut, ci pentru ce a crezut și ce a spus. El este în închisoare ca rezultat al credinței sale. Deci vă invit să ne cuibărim undeva în celula lui și să ne confruntăm cu o chestiune practică. Ce faci când doi ucenici de-ai tăi sunt la ceartă? Ce faci când doi ucenici de-ai tăi nu se înțeleg unul cu celălalt? Haideți cu mine să vedem ce face Pavel și după aceea revenim la Galați și despachetăm nivel de nivel această cea mai scurtă din epistolele lui Pavel, epistola către Filimon. Haideți cu mine. Ca să apară cât de cât autentic acest exercițiu, mulțumesc lui Deberman pentru că mi-a dat niște lanțuri, lanțuri pe care eu le pun și le iau jos în funcție de cum îmi convine. Când mi se par prea grele, le pun deoparte. Pavel n-avea luxul acesta. El era cu niște lanțuri reale pe mâini. Da.
Pavel, întemnițat al lui Iisus Hristos și fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus, dragostea față de toți sfinții. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o mare mângâiere, o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost mângâiate, au fost înviorate prin tine. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos, să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel și acum întemnițat pentru Hristos Iisus. Te rog pentru copilul meu, pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Aș fi dorit să-l țin cu mine cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie, ca să-mi slujească în locul tău. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci să fie de bunăvoie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pe veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci cu mult mai presus decât un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau dacă îți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti. Scriu cu mâna mea ca să nu zic că tu însuți te datorezi mie. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și sunt sigur că vei face chiar mai mult decât ți-am zis. Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, căci nădăjduiesc să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Epafras, tovarășul meu de temniță, îți trimite sănătate, tot așa și Marcu, Aristarh,
Dima și Luca, tovarășii mei de lucru. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu sufletul vostru. Amin și amin. Asta e. Asta e scrisoarea. Acum v-am adus aminte de ea. Haideți să o despachetăm după ce am lăsat celula și venim din nou în Galați. Iată prima întrebare pe care vreau să o rezolvăm de la început. Ce caută scrisoarea asta în Noul Testament? În baza cărui principiu o scrisoare personală, un e-mail din secolul I, ajunge să fie între scrierile canonice ale Noului Testament? Cum reușește o scrisoare care nu are, cel puțin la suprafață, un mesaj teologic sau un conținut teologic, să fie pusă alături de romani, de corinteni, de evrei, de evanghelii, să fie pusă pe același nivel de autoritate ca cuvânt al lui Dumnezeu? Ei, doar această întrebare ar merita pusă deoparte și discutată îndelung, pentru că este într-adevăr una din chestiunile majore care se ridică vis-a-vis de epistola către Filimon. Iată, vă spun eu pe scurt răspunsul la care am ajuns eu. Da, este foarte scurtă, este personală, dar cuibărită în această epistolă, în această scrisoare, există o expresie pe care o înțelegem mai bine datorită acestei epistole decât datorită oricărei alte scrieri din Noul Testament. Expresia este una din formulele pauline pe care cu siguranță o cunoașteți, expresia în Hristos. Da? Pavel vorbește despre în Hristos foarte mult în epistolele lui mai lungi. Efeseni e plină de în El, în Hristos. Galateni amintește și ea, Romani, 1 Corinteni, da, dezvoltă teologic ce înseamnă acest în Hristos. Și ai tinde să crezi că expresia în Hristos vizează doar teologia cu care operăm, una din moștenirile teologice pe care Pavel ni le lasă. Dar Filimon te învață că expresia în Hristos este mondenă. Este ceva ce te preocupă nu doar duminică, ci de luni până sâmbătă, în egală măsură. Iată unde cuibărește Pavel această epistolă. În mai multe locuri, o să trecem aproape peste toate, dar vreau să încep cu unul dintre aceste locuri. Iată-l acolo în versetul 16, la sfârșit, în care Pavel face o delimitare clară între două realități. El spune așa, fie în chip firesc, fie în mod natural, pe de o parte, fie în Domnul, de cealaltă parte. În alte lucruri, în alte cuvinte, când stai în fața lui Dumnezeu, când stai în fața felului în care Pavel înțelege și percepe lucrarea lui Dumnezeu, creația lui Dumnezeu, tot ceea ce se face în biserică, în afara bisericii, în creație și în orice alt compartiment, el are două interpretări. Două interpretări care uneori se suprapun, alteori sunt complet diferite. O interpretare a lucrurilor este în chip firesc, adică în mod natural. Așa cum le vedem, așa cum le percepem, așa cum le încercăm să le explicăm. În chip firesc. Dar aceasta nu este singura realitate, nu este singura explicație. Pentru că în paralel cu acest în chip firesc,
ai și expresia care denotă o altă realitate. În Domnul, în Hristos, în El. Dă-ne niște exemple, Pavele. Îți dau un, uite-l acolo. În primul verset, Pavel întemnițat al lui Iisus Hristos. Hai să fim serioși, mai Pavele. Cum adică ești întemnițat al lui Iisus Hristos? Că nu Hristos te-a pus în lanțuri? Nu Hristos și-a trimis păzitorii la ușa celulei tale? Nu ești într-o celulă pe care să scrie asta este închisoarea lui Iisus Hristos? Da, spune Pavel. În chip firesc, sunt un prizonier al Romei. În chip firesc, sunt cu niște lanțuri metalice, de metal. Sunt prins într-un sistem judiciar de penalizare, iată că sunt într-o... În chip firesc, așa stau lucrurile. Dar, în Domnul, realitatea stă cu totul altfel. Eu sunt închis în această închisoare pentru că Domnul vrea să fiu închis. Dacă Domnul n-ar vrea să fiu închis, dacă Domnul ar dori să fiu liber, aș pleca de aici fără probleme. Eu sunt, da, un prizonier roman în chip firesc, dar în Domnul eu sunt un prizonier, eu sunt un întemnițat al lui Iisus Hristos. Chiar dacă lanțurile nu sunt ale lui, chiar dacă autoritatea care a semnat pentru depunerea mea în închisoare nu a fost el, în ultimă instanță eu mă declar în această realitate, în realitatea lui, în Domnul, un prizonier al lui Hristos. Deci asta este, de aceea avem această epistolă, pentru că nu există o altă epistolă care să-ți arate ce înseamnă acest în Domnul mai bine decât o face Filimon, mai ales pentru viața de fiecare zi. Cel de-al doilea lucru pe care vreau să-l scot în evidență, înainte să ne uităm la conținutul acestei scrisori, este da, se păstrează ca cea mai scurtă scriere a lui Pavel, dar cred că întrebarea ta și a mea este de ce este totuși atât de lungă? Da, e scurtă față de celelalte. Dar de ce trebuie lui Pavel 25 de versete să parcurgă, să spună ceea ce vrea să spună? Observați unul din gândurile pe care le are Pavel în această epistolă. Măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce să faci. Am autoritate apostolică. Puteam să mă semnez Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, și al lui Iisus Hristos, către Filimon, copilul meu în credință. Har și pace de la Dumnezeu și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Îți scriu să-ți poruncesc să le liberez pe Onisim, sclavul tău, pentru că am nevoie de el. Harul să fie cu voi. Atâta putea să fie epistola asta. Nu aceste nivele de apropiere retorică, tactică pe care Pavel o face.
îi scrie lui Filimon ca să-i facă o cerere. Și ajunge la cerere doar în versetul 17. După ce îl laudă bine pe Filimon, după ce prezintă contextul și așa mai departe. Întrebarea nu este de ce e așa de scurtă epistola. Întrebarea este de ce e așa de lungă, când Pavel putea să o rezolve foarte scurt, cu 2-3 versete. Ei, asta ne aruncă în miezul conținutului acestei epistole, pe care vreau să-l tratez centrat în jurul temei folosite de această conferință, ucenicia. Pentru că spuneam de faptul că Pavel, întemnițat, tratează o problemă între doi din ucenicii săi. Pe de o parte l-ai pe Filimon, de cealaltă parte l-ai pe Onisim. Filimon, un businessman cu carieră, cu rezultate, un om care are toate lucrurile din punct de vedere material și nu este unul care să uite de responsabilitățile pe care el le are pentru biserică, dimpotrivă. Slujește, dăruiește. Casa lui este locul unde se adună biserica. Lucrările lui bune, faptele lui bune înviorează inimile sfinților. Și lucrul acesta este cunoscut. Pavel, chiar dacă prin mărturia lui Filimon ajunge la credință, Pavel aude despre credința care se transformă în fapte, în mod constant pentru acest Filimon. Deci este un businessman care nu uită că tot ce are vine de la Domnul și tot ce are trebuie pus înapoi în slujirea Domnului. Asta este unul din ucenicii lui Pavel. De cealaltă parte, ai un pier de vară. Ai un gură cască. Ai un rob absolut nefolositor. Cu el, fără el, la fel. Ei, se întâmplă că acest rob fuge de la stăpânul său, ajunge la Pavel. Aici vreau să fac o paranteză, dați-mi voie să nu intru în detaliile acestui episod, pentru că sunt extrem de greu de depistat. Ne trebuie o oră doar ca să vedem care sunt variantele. De aceea, punem deoparte doar acest lucru. Când Onisim ajunge la Pavel, dacă ajunge intenționat sau dacă ajunge providențial, fără să-și fim, astea nu le discutăm. Dar clar este că atunci când ajunge la Pavel, se întâlnește cu Pavel, poate se reîntâlnește cu Pavel, se întâlnește în sfârșit și cu Hristos. Pentru că nu te poți întâlni cu Pavel fără să te întâlnești și cu Iisus Hristos. Asta era axioma numărul 1, călcați pe urmele mele și eu calc pe urmele lui Hristos. Când Onisim se întâlnește cu Pavel, este ca și când s-ar fi întâlnit cu Hristos. Deci, și acest Onisim și businessmanul Filimon își datorează viața spirituală, își datorează poziția lor în Domnul apostolului Pavel. Dar tensiunea care a apărut între ei acum trebuie rezolvată. Pentru că dacă Evanghelia nu rezolvă o tensiune între doi ucenici, dacă Evanghelia nu are putere să vindece o relație între doi creștini, vorba americanilor, forget about. Nu te mai aștepta să aibă putere Evanghelia să-l convertească pe Nero, să convertească păgâni, să rezolve problemele umanității.
să dea nădejde, bucurie, dragoste, dacă nu reușește să o facă între doi ucenici, ai aceluiași mentor. Dacă Evanghelia nu poate, nu reușește să vindece relațiile între noi, ce să mai spunem despre Evanghelie păgânilor? Râd de noi, își bat joc de noi. Pe voi, voi între voi nu vă înțelegeți. Ce vreți, să venim și noi la voi, să avem și noi problemele pe care le aveți voi? Iată problema cu care Pavel se confruntă. Când doi dintre ucenicii lui sunt într-o tensiune palpabilă. Deci, haideți să vedem ce înseamnă în Hristos pentru aceștia trei. Pentru personajele principale în această mini-dramă din secolul I. Hai să luăm pe Filimon. Da? Ce înseamnă să fie ucenic, să fii ucenicul lui Pavel, să fii în Hristos și businessman în același timp? Am spus deja, într-un mic profil pe care l-am creat lui Filimon, că era un businessman foarte atent și la problemele spirituale. El nu neglija biserica, cu siguranță nu neglija dărnicia, cu siguranță nu precupețea efort din ceea ce știa că trebuie să dea, pentru că le-a primit pe toate de la Domnul. Dar oare care erau frământările lui Filimon? Iată una din ele. Dacă citești atent, și cu siguranță Filimon a citit atent această scrisoare, și cred că nu a dormit o noapte întreagă după ce a primit-o. Din ce motiv? Iată-l acolo, în versetul 13. Aș fi dorit să-l țin la mine ca să-mi slujească cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Pavel putea să scrie asta foarte bine, dar nu scrie așa. Mai adaugă ceva. Aș fi dorit să-l țin la mine ca să-mi slujească în locul tău. Adică, Filimon, dragă, hai să fim serioși. Cui nu i-ar place o viață ca a ta? Cont în bancă? Casă mare? Soție frumoasă? Bănuiesc? Ai tot ce trebuie? Oare ai uitat ce spune Domnul Iisus Hristos celor bogați? Vinde tot ce ai, dă săracilor, vino și urmează-mă. De ce nu faci asta, Filimon? Cum îți permiți să fii creștin bogat? Când Domnul vorbește atât de clar împotriva bogățiilor care îți prind inima? Oare nu cumva inima ta este legată de aceste lucruri mai mult decât de Domnul? De ce nu ești aici cu mine în închisoare? De ce am eu nevoie de Onisim când tu ar fi trebuit să fii aici în locul meu? Normal, Pavel nu spune lucrurile chiar așa. Dar inserează acolo fraza în locul tău ca să-i aducă aminte lui Filimon că ucenicia înseamnă o verificare continuă cu răspunsul pe care îl dăm binecuvântărilor lui Dumnezeu. Și pentru poate a mia oară, Filimon stă din nou în fața acestei întrebări. Oare fac tot ceea ce trebuie pentru Evanghelie? Oare nu sunt mai lipit de aceste binecuvântări ale lui Dumnezeu decât de Dumnezeu însuși? Oare nu a venit vremea să dau săracilor tot ce am și să merg cu Pavel în închisoare? Iată cum cercetează ucenicia, gândul uceniciei pe un businessman. Categoric,
voia lui Dumnezeu a fost ca Filimon să aibă tot ceea ce are. Dar asta nu înseamnă că Filimon nu trebuie periodic să se verifice și-l ajută Pavel în locul tău, ca să-mi slujească în locul tău. Păi mai Filimon, tu ești nici cel puțin ca Epafra. Epafra e aici cu mine în închisoare. Deci, costul uceniciei pentru un businessman se traduce și în acești termeni. Trebuie să mă verific din nou. Oare nu are Domnul astăzi o chemare pe care nu a avut-o ieri? Oare nu este momentul să spun, da, de acum încolo o să fiu nelegat de toate aceste lucruri, așa cum este Pavel? Și un ucenic, mai ales un ucenic de statura lui Filimon, o să stea în rugăciune. O să-și verifice din nou inima față de aceste realități, față de această posibilitate. Ăsta e Filimon. Ne uităm la cel nefolositor, la Onisim, dragul de el. Iată-l pe Onisim ca ucenic al lui Pavel, care se convertește și care se uită în casa lui Filimon și spune, mă, ăștia toți sunt niște farisei. Duminica vin și spun că toți suntem una în Hristos. În Hristos nu este stăpân, nu este rob. Hai, băi, să fim serioși. Cum adică Hristos nu este stăpân? Păi, îi Filimon creștin? Îi. Are robi? Are. Uite-l aici. Cum adică? Bă, sunt niște ipocriți, mă. Băi, nu mă vorbesc de bine, dar dacă ei cunoaște bine, ai, se auzi cum vorbesc. Se auzi cum îl ceartă pe cutare și cutare sclav. Și cred că ani de zile inima lui Onisim se umple de o amărăciune. De o amărăciune pentru că refuză să vadă realitatea în Hristos. Nu, el o vede doar pe cea palpabilă, doar pe cea în chip firesc. Ajunge însă să se întâlnească cu Pavel și cu Hristos. Și în urma lucrării pe care Dumnezeu o face, despre care o să aflăm cu siguranță în veșnicie, că Pavel nu ne spune prea multe despre ea, în urma acestei cercetări, acestei lucrări, Onisim în sfârșit se întâlnește cu Hristos. Și vede și cealaltă realitate. Și iată un lucru pe care îl vede Onisim ca nou ucenic al lui Pavel, ca nou convertit. Vede că poate termenii ăștia sunt mai profunzi decât am crezut eu până acum, își spune Onisim. Iată că Pavel în scrisoarea asta mă numește prea iubit cu același termen cu care îl descrie pe stăpânul meu, pe Filimon. Către prea iubitul Filimon, cu mult mai mult decât un rob, ci ca pe un frate prea iubit. Măi, ce e realitatea asta în care stăpânul de sclavi are în fața lui Pavel același nivel de respect și relație ca un rob nefolositor. O să mă gândesc la asta, spune Onisim. Și poate toate nivelele alea de amărăciune care s-au cuibărit peste în sufletul lui încep să fie date deoparte unul și celălalt. Cu siguranță, ucenicia pentru acest sclav fugar, mai însemna, mai avea o dimensiune. De aceea sunt sigur că Onisim nu a fost român. Orice putea fi, numai nu român. Pentru că ce-ar face românul? Românul ar spune ceva de felul,
Măi, știi ce? Timpul le rezolvă pe toate. Las, da, am fugit, am furat, am fugit, am prejudiciat, nu contează. Da, uite el, uite eu, uite, Domnul iartă. Nu în ucenicia creștină. În ucenicia creștină, acest Onisim trebuie să facă stânga împrejur și cu scrisoarea pe care o scrie Pavel să meargă înapoi la Filimon să-și rezolve problemele. Ucenicia creștină nu înseamnă vino la Hristos și Hristos îți rezolvă toate problemele. Nu, nici vorbă. Ucenicia lui Hristos față de Hristos înseamnă Hristos îți arată problemele și din spate te împinge să mergi să le rezolvi. Cu puterea Lui, cu înțelepciunea Lui, dar tu le rezolvi. Ăsta e Onisim și costul uceniciei lui. Pavele, trimite-mă în Spania, trimite-mă oriunde, numai nu înapoi la Colose, la Filimon. Îmi pare rău, dragule, stânga împrejur, du-te înapoi. Rezolvă ce e de rezolvat. Rezolvă răul pe care l-ai făcut. În Hristos pentru Filimon, în Hristos pentru Onisim. Ce înseamnă în Hristos? Ce înseamnă mentorare în Hristos pentru Pavel? Într-o astfel de tensiune. Deja am spus un singur, o fațetă. Pavel putea foarte bine să-și pună mantaua de apostol pe el și să rezolve chestiunile cu o singură semnătură. Am toată autoritatea apostolică să-ți poruncesc ce să faci. Dar nu o fac. Am și bun simț. Eu nu pot să tratez proprietățile tale, Filimon, ca și când sunt proprietățile mele. Indiferent cât de apostol sunt, eu nu am dreptul să fac lucrul acesta. Și de aceea nu o fac. Dar Filimon, Pavel mai putea să facă un lucru. Putea foarte ușor să facă ceea ce aparent Domnul Iisus Hristos face la un moment dat, când doi frați ajung să se certe pe moștenire și vin să ceară ajutor Domnului, Domnul îi spune, băi, lăsați-mă în pace, eu n-am treabă cu lucruri de astea. Pavel putea foarte bine să spună, iată un sclav și un stăpân de sclavi care sunt la ceartă, eu am lucruri mai importante de făcut. Eu am de scris epistole. Eu am de evangelizat. Eu am rugăciuni de făcut. Nu, ca mentor în creștinism, Pavel trebuie să suflece mânecile și să intervină. Trebuie să facă ceva. Pentru că Pavel știe la fel de bine ceea ce am spus înainte. Dacă Evanghelia nu reușește să rezolve problemele între cei doi, nu aștepta să vezi puterea Evangheliei în afara bisericii, că nu o vei găsi. Puterea Evangheliei trebuie să înceapă aici, între noi. Aici trebuie să vindece, aici trebuie să rezolve tensiuni, aici trebuie să împace pe frate cu frate, aici trebuie să împace comitetul cu păstorii, aici trebuie să împace familii, aici trebuie să-și facă manifestă puterea, pentru că dacă aici nu rezolvă lucrurile, cu atât mai puțin le va rezolva în afara bisericii. Nu uita, frate și soră, acest lucru. Deci Pavel suflecă mânecile și se implică. Chiar dacă ar fi putut spune, băi, rezolv problema unui sclav într-un imperiu în care sunt peste 5 milioane de sclavi. Cu o floare nu se face primăvară, spunem noi românii. Păi iată că la Pavel cu o floare se face primăvară, pentru că ceea ce începe Pavel în Filimon, după 1600 de ani, da, ne-au luat ca biserică prea mult, zic eu, ca biserică și ca societate prea mult, ajunge să fie
în sfârșit numit un mare rău, sclavia. Și să ne lepădăm de ea. Ce începe la Pavel, sfârșește în istorie. Ce înseamnă, deci, mentorare pentru Pavel? Îmi suflec mânecile, nu-l dau pe mâna autorităților, pentru că și autoritățile puteau să rezolve foarte ușor problema între ei, condamnare la moarte pentru Onisim. Nu, eu mă cobor la nivelul tensiunii între cei doi și caut să rezolv problema. Ba mai mult, cei care nu surprindeți umorul sau înțelepciunea lui Pavel, citiți din nou versetul în care spune: totodată pregătește-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunea. Pe mine nu mă interesează, ar fi spus Pavel, cum rezolvi tu, Filimon, problema cu Onisim. Dar vin să văd. Nu vin să văd cum ai rezolvat-o, dar vin să stau la tine. Pregătește-mi un loc de găzduire. Încă o noapte nedormită pentru Filimon. Este între tine și Domnul cum rezolvi tu problema cu Onisim. Dar vin să văd. Vin să vă vizitez. Pregătește-mi o cameră. Iată ce înseamnă ucenicie în Hristos pentru trei oameni. În ce fel se traduce asta pentru noi astăzi? Foarte pe scurt. Nu există unul dintre noi care să nu fi fost surprins în viață într-unul din cele trei personaje. Pentru că există o experiență ca a lui Filimon pentru fiecare din noi. Și noi am fost răniți. Și noi am fost prejudiciați. De un frate, de o soră, de societate, de circumstanțe. Și știm instinctiv cum te simți când cineva te fură, când cineva te înjosește, când cineva te prejudiciază, ți-aduce un prejudiciu. Ei, dacă ești un urmaș al lui Hristos, trebuie să ierți. Iertarea cerută trebuie să fie iertare acordată, pentru că ești în Hristos. Indiferent de forma, de magnitudinea prejudiciului care ți-a fost adus, tu, când te întâlnești cu o cerere de iertare, trebuie să ierți. Punct. Cu siguranță ai fost și în rolul lui Onisim. Cu siguranță sunt oameni pe care tu și eu i-am rănit, le-am adus un prejudiciu, ne-am călcat cuvântul, i-am vorbit de rău, nu ne-am comportat ca frați sau ca surori față de ei. Am fost față de ei un Onisim, unul care fură și pleacă. Dacă ești în Hristos și chiar dacă ești român, trebuie să faci stânga împrejur și să repari răul pe care l-ai pricinuit. Ești în Hristos. Ucenicia ta este în Hristos. În Hristos nu ai luxul să vezi cum timpul repară răul. Nici vorbă de așa ceva. Tu, ca cel ce ai adus, ai făcut un rău, trebuie să te întorci la locul faptei și să repari răul. Ești un ucenic
în Hristos. Poate cea mai mare nevoie printre noi este de Pavel. De Pavel care în Hristos nu are luxul să nu se implice într-o astfel de chestiune. Indiferent cât de jos ar fi fost pe lista lui de priorități, el nu poate să spună, lasă că timpul să le rezolvă pe toate. Nici vorbă de așa ceva. Își suflecă mânecile și se implică, scriind scrisori, vorbind cu Onisim, dialogând prin epistolă cu acest Filimon, anunțându-l de o vizită, să vadă și să nu vadă. Avem nevoie de Pavel între noi, care știu de tensiunile care sunt în biserică și care pot, și nu doar pot, trebuie să se implice. Să-l ia pe Filimon de o mână și pe Onisim de cealaltă mână să-i aducă la oaltă. Pentru că este un mentor în Hristos. Și dacă Evanghelia nu rezolvă o astfel de tensiune, Evanghelia va fi fără putere în afara bisericii. Închei cu acest lucru. Martin Luther îndrăgea această epistolă, nu așa de mult ca Galateni, dar o citea des, frecvent, și spunea că într-un fel sau altul toți suntem un Onisim față de Dumnezeu. Toți l-am prejudiciat pe Dumnezeu. Toți i-am întors spatele. Toți am furat ceva din ceea ce Dumnezeu ne-a dat cu largă mână și am folosit pentru noi. Toți l-am desconsiderat pe Dumnezeu. Toți am crezut că dacă fugim de El, lucrurile se rezolvă. Și tot așa cum Pavel scrie această scrisoare, este o altă scrisoare pe care o scrie Fiul. Ceva în genul, și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, Radu, sau Laurențiu, sau Mihai, sau Clara, sau Claudia, și știu că sunt, dar dacă ți-au adus vreun prejudiciu și îți sunt dator cu ceva, pune asta în socoteala mea. Eu voi plăti. Scriu cu mâna mea. Scriu cu mâinile mele. Datoria lor o preiau eu. Iată că vindecarea relațiilor stă acolo, în puterea vindecării crucii. Pentru că ceea ce se scrie în scrisoarea semnată de Fiul la Calvar este un centru al unei puteri care în Domnul, în acea realitate care de fapt contează, este nebiruită de cel rău. Pune în socoteala mea. Eu voi plăti. Scriu cu mâinile mele. Iată unde ne lasă Filimon această epistolă scurtă. Chemându-te pe tine și pe mine, de luni până sâmbătă, în implicarea noastră mondenă în afara bisericii, să iertăm, să rezolvăm răul, să vindecăm relații,
Pentru că toate acestea aduc greutate Evangheliei. O Evanghelie care nu reușește să gestioneze astfel de probleme. Este o Evanghelie care nu va avea nici cel mai mic interes, nici cea mai mică putere în afara bisericii. Și asta este întrebarea cu care te-ar fi lăsat Pavel. Care sunt relațiile pe care trebuie să le rezolvi? Care sunt tensiunile pe care le vei putea aplana? Ce bine trebuie să faci? Pe cine trebuie să ierți? Ce rău trebuie să îl repari? Ucenicia în Hristos este o chestiune nu numai de duminică, ci de luni până sâmbătă, în egală măsură. Și mă bucur că ceea ce ați primit în acest weekend va fi folosit de Dumnezeu să vă facă vrednici de scrisoarea pe care Fiul a scris-o. Amin.